Și vă propunem o rubrică nu doar pentru general, ci mai ales pentru soldați. Da, ați ghicit, ne luăm și în această duminică porția de poezie pe pâine. Cea care o aduce este poeta Iolanda Malamen, în rubrica realizată ca de fiecare dată de colega mea, Ileana Bujă. Un atelier minuscul, suspendat între pământ și cer, undeva la etajul 6, prin cu tablouri pictate de ea și cărți ale ei și ale altora. Amintiri înrămate de pe vremea când ținea un restaurant care acum e istorie literară, pe care și acum îl alintă în amintire. Țineam o cârciumioară, spune. Iolanda Malamen are o mulțime de amintiri și mâinile cu urme de la culorile cu care își petrece bună parte din timp. Importante au fost cărțile pe care le-am descoperit în casă. Adică am fost unul dintre copiii care în perioada respectivă, când m-am născut eu, puteau să se considere fericiți dacă se nășteau cu o bibliotecă în casă. A debutat în 1970 cu volumul de poezie Starea de Grație. Modelul meu, ca să zic așa, era Bacovia. Publica, 2 ani mai târziu, Călătorie în natură. A urmat Pământ sub zăpadă, O piatră neagră pe o piatră albă, iar în 1983 volumul Floarea care merge. Urmează o tăcere de 14 ani. Poemul e ca fiul care îți intră în casă pe neașteptate. Eu cred că viața unui scriitor, ca să și-o dorească cât mai lungă în scris, așa ar trebui să fie. Din când în când să fie niște goluri temporale în care el să mai stea de vorbă cu sine, să mai citească ceea ce n-a apucat să citească, să mai trăiască, să mai gândească. Din păcate, toți suntem speriați că trăim foarte puțin și atunci năvălim pe biata literatură și vrem să scoatem carte după carte. Pe felia noastră de pâine goală punem în această săptămână poezie de Iolanda Malamen. Știi cum este să îți ștergi trupul cu poezie? Știi cum este să vâri mâna în foc pentru poezie? Poezia este ca un fel de iubire la care te întorci din când în când. Nu-i mai dau atenția pe care i-o dădeam la 30 de ani, la 40 de ani. Scrie proză, pictează, face publicistică. Spune cu ușoară autoironie că doar teatru nu a scris. A dialogat cu aproape 400 de scriitori. Interviurile acestea sunt o mină de aur pentru o viitoare generație de istorici literari. Cel mai nou volum de poezie este Ironiada. La Gaudeamus își va lansa cartea pe care a scris-o împreună cu Peter Esterházy. Dar poezia, romanele, pictura sau publicistica sunt, de fapt, doar insule în care poți să mai respiri încă, să încă faci exerciții.